În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat. Prăznuim astăzi, la sărbătoarea Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolii, pe Sfântul Împărat Constantin și pe Maica sa Elena, numiți în calendarul nostru creștin-ortodox, cei întocmai cu Apostolii. Vedem, uitându-ne în calendarul nostru, că foarte puțini sfinți sunt numiți cu acest apelativ, întocmai cu apostolii. Sunt pe de o parte sfinții astăzi prăznuiți, Constantin și Maica sa Elena. Pe 22 iulie prăznuim pe Sfânta Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii. Pe 24 septembrie pe Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu apostolii. Și pe 22 octombrie pe Sfântul Averchie, Episcopul Ernopolei, cel întocmai cu apostolii. Doar acești sfinți au acest apelativ întocmai cu apostolii. Găsim nenumărați sfinți cuvioși și cuvioase, muceniți, mucenițe, doctori fără de arginți, pusnici, dar întocmai cu apostolii doar acești sfinți. De ce sunt numiți ei cei întocmai cu apostolii? Sunt numiți așa pentru lucrarea de apostolat pe care au făcut-o, asemenea Sfinților Apostoli, lucrarea de evangelizare, de răspândire a învățăturii creștine în toată lumea. Sfântul Împărat Constantin reprezintă o piatră de hotar între ceea ce a fost înainte de el și ceea ce a fost după dânsul. El este primul împărat creștin și este mare și întocmai cu apostolii, din trei puncte de vedere. Pe de o parte, este cel care a oferit libertate creștinismului prin vestitul edict de la Mediolanum sau de la Milanul de azi. Pe de altă parte, este cel care a întemeiat cetatea Bizanțului, înnoind-o și numind-o Constantinopol pe malul Bosforului, lepădând așadar credința păgână veche politeistă de care era plină cetatea eternă a Romei și inaugurând o nouă Roma, anume cetatea Constantinopolului, și este mare și întocmai cu apostolii și prin aceea că, văzând la un moment dat că este tulburare în biserică, împăratul Constantin cel Mare este cel care a adunat la Niceea și nu la Constantinopol, pentru că era în perioada de construcție cetatea Constantinopolului, a adunat la Niceea cunoscutul sinod întâi ecumenic, un sinod care a statornicit dreapta credință ortodoxă împotriva învățăturii eretice a lui Arie. Sfântul Împărat Constantin a venit la credința ortodoxă atât prin instrucția dobândită de la buna sa maică, Sfânta Împărăteasă Elena, care a fost creștină, din cetatea Naisus sau Nișul de azi din Serbia, și pe de o parte, iar pe de altă parte a venit la credința ortodoxă prin descoperire dumnezeiască. Și anume, atunci când el, fiind la cârma împărăției, a avut o luptă mare de dat cu Maxențiu, împărat politeist păgân, care rezida în cetatea Romei, Sfântul Împărat Constantin cel Mare a venit la credința ortodoxă, la credința creștină, atât prin instrucția oferită de buna sa mamă, Sfânta Împărăteasă Elena, ce era deloc din Naisus sau Nișul de azi, din Serbia, pe de o parte, iar pe de altă parte a venit prin descoperire dumnezeiască. Atunci când a avut depurtat lupta cu împăratul Maxențiu, la podul Vulturului sau Pons Milvius, Sfântul Împărat Constantin, după cum bine cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră, i s-a arătat pe cer ziua în amiaza mare deasupra soarelui Sfânta Cruce și cuvintele care înconjurau Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos erau acestea: In hoc signo vincet sau in tuto nica, adică într-o acest semn vei birui, vei purta biruință. Noaptea în vis, după mărturia lui Eusebiu de Cezaria și a lui Lactanțiu, Sfântul Împărat Constantin i s-a arătat Mântuitorul Hristos însuși purtând acea cruce în mână și i-a spus să imprime crisma sau literele H și R de la Hristos pe scuturile și pe
de luptă ale soldaților și într-o aceasta va putea să poarte biruință, va birui pe Maxențiu. Și așa a fost. Desigur că împăratul s-a sfătuit foarte mult în cele ale credinței și cu episcopul Osiu de Cordoba, din Spania, care i-a fost sfetnic imperial și care și el l-a instruit în cele ale credinței creștine. Acestui Osiu i-a cerut și povața sau sfătuire atunci când biserica era tulburată de erezia lui Arie. Însă, după acest moment al biruinței de la Pons Milvius, de la podul de pe Tibru, când l-a biruit pe Maxențiu, deși Maxențiu avea o armată mult mai numeroasă, Sfântul Împărat Constantin a văzut că, într-adevăr, Dumnezeul creștinilor este singurul Dumnezeu adevărat. Și a dat în ianuarie 313 vestitul edict de la Mediolanum sau de la Milan, prin care a oferit libertate creștinismului. Creștinismul din religio ilicita a devenit religie licită, adică religie permisă. Sigur că n-au fost înlăturate nici celelalte religii care au în Imperiu, pentru că împăratul n-a vrut să intre în conflict cu lumea păgână greco-romană. Le-a lăsat și acelora libertate de manifestare, dar a încercat din ce în ce mai mult să favorizeze sau să ajute biserica să se dezvolte, oferind, desigur, și nenumărate danii și construind biserici și mănăstiri foarte importante în toată lumea creștină cunoscută pe vremea aceea. Împăratul Constantin cel Mare, împreună cu maica sa Elena, a fost așadar ctitor a multor biserici și mănăstiri. Este vestita biserică din Ierusalim, ctitoria Sfântului Împărat Constantin cel Mare, și anume Biserica Anastase sau Învierea, de la Sfântul Mormânt, Biserica Înălțării Domnului de pe Muntele Măslinilor, Biserica Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, din cetatea Constantinopol, care a devenit necropolă imperială, unde toți bazileii bizantini ulteriori au fost îngropați, și, desigur, în multe alte cetăți importante ale Imperiului Roman de atunci, a zidit nenumărate biserici și edificii bisericești. Pe de altă parte, Sfântul Împărat Constantin a intervenit și în legislația romană, și anume a anulat pedepsele care erau umilitoare, răstignirea, stigmatizarea sau arderea cu fierul roșu, de asemenea zdrobirea picioarelor, tocmai pentru că era deja inițiat în învățătura creștină și știa că unele din acestea au fost suferințele Mântuitorului, și anume răstignirea și cum era practica pe atunci, deși neaplicată Mântuitorului Hristos, zdrobirea fluirilor picioarelor, și a considerat că acestea fiind umilințe și care dezumanizează persoana umană, a hotărât să le anuleze. A intervenit și în ceea ce privește instituția căsătoriei și a intervenit cu asprime în codul civil și cel penal, astfel încât erau pedepsite adulterul și siluirea foarte grav, ca și părăsirea copiilor, ca și părăsirea părinților. Iată elemente pe care astăzi le avem puse în valoare atât de frumos în legislația noastră, se datorează și acestui mare împărat Constantin cel Mare, cel întocmai cu apostolii. Oferind libertate creștinismului, însă, în biserică au pătruns din oportunism și anumite persoane care au gândit să profite de această situație, nobilimea în special, și să fie avantajate prin aceea că aderă la credința împăratului. Și desigur că Duhul care a călăuzit biserica primele trei veacuri nu s-a mai regăsit ulterior, pentru că unii dintre cei veniți din interes în sânul bisericii au început să aibă moravuri păgâne, și lucrul acesta a făcut ca episcopii bisericii sau supraveghetorii ei să intervină cu canoane care să arate ceea ce este permis și ceea ce nu este permis pentru un creștin. Dar marele merit al împăratului Constantin cel Mare este totuși că a oferit această libertate de manifestare credinței creștine prin edictul de la Milan. Libertate pe care o avem și noi astăzi, dar care de multe ori este rău înțeleasă. Sfântul Apostol Pavel spune următoarele cuvinte: trăiți ca oameni liberi,
dar fără să aveți libertatea ca acoperământ al răutății, ci trăiți ca robe lui Dumnezeu. Deci avem o libertate garantată de Dumnezeu și propovăduită de Sfinții Apostoli și de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, de Sfinții Bisericii, dar ea trebuie trăită responsabil. Libertatea nu trebuie să însemneze niciodată libertinaj. Vedem unii oameni care, sau cu pregădere, cei tineri sunt vulnerabili și înțeleg că orice libertate le este permisă și aduce către libertinaj. Lucrul acesta, desigur că este potrivnic învățătorii bisericii. Suntem oameni liberi, dar responsabili. Să trăim viața noastră ca oameni liberi, dar responsabili, știind că la sfârșitul vieții noastre vom da seamă în fața lui Dumnezeu pentru cele ce am lucrat în viață. Indiferent că viața noastră este mai scurtă sau mai lungă, la sfârșitul vieții ne așteaptă judecata lui Dumnezeu și vom răspunde de cele ce am lucrat. Dacă ni s-a oferit această libertate de credință și de exprimare, să o folosim frumos, cu cuvinte frumoase, cu atitudine frumoasă, cu făptuire frumoasă, ca niște oameni bineplăcuți lui Dumnezeu, ca niște robi ai lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Însuși împăratul Constantin a trăit viața sa responsabil, atât cum spuneam, prin educația Sfintei sale mai, Sfânta Împărăteasă Elena, care din tinerețe l-a format și i-a pus în suflet acolo elemente ale învățăturii creștine, cât și prin instrucția pe care a primit-o de la episcopi. Suntem responsabili, iubiți credincioși credincioase, de viața pe care o ducem. Copiii noștri, tinerii noștri trebuie crescuți în frică de Dumnezeu, așa cum Împărăteasă Elena l-a crescut pe împăratul Constantin, l-a format, deși el a fost botezat pe patul de moarte, elementele creștine le avea profund întipărite în ființa sa încă din copilărie, pentru că împărăteasa i-a adăugat încet, încet învățătura credinței creștine în sufletul său, așa încât pentru dânsul a fost deja terenul pregătit atunci când i s-a arătat însuși Mântuitorul Hristos în vis și prin strălucirea Sfintei Cruci pe bolta cerească, ziua în amiaza mare. Era deja pregătit pentru cele ale credinței. Tot astfel și noi suntem datori să ne creștem copiii în frică de Dumnezeu încă din frage de pruncie, pentru că vom da răspuns înaintea dreptului judecător de felul în care i-am educat sau i-am instruit pe copiii noștri. Și am o poezie de Traian Dorz, de poetul creștin Traian Dorz aici, care spune următoarele cuvinte ce trebuie să devină ca o mobilizare pentru noi în ceea ce privește educația copiilor noștri. Vedem că de multe ori, deși ne dorim lucrul acesta, copiii sau tinerii nu prea sunt prezenți așa cum s-ar cuveni să fie pe la Sfânta Biserică, unii fiind abandonați de proprii părinți în fața televizorului, a calculatorului, a telefonului, unde își risipesc timpul de mântuire. Este important să-i adunăm, să-i aducem la Sfânta Biserică pentru ca să crească frumos în Hristos și în Biserică și să fie cei care, după trecerea noastră din viața aceasta, vor fi buni creștini și rugători pentru mântuirea sufletelor noastre, a celor care i-am crescut așa cum se cuvine. Și zice poetul, voi, dragi părinți, ce stați acum și ascultați Cuvântul Sfânt, de ce nu sunt cu voi copiii? Copiii voștri unde sunt? Voi vă lăsați copiii în lume uitând al Domnului Cuvânt, de ce nu vin cu voi copiii? Copiii voștri unde sunt? Gândiți-vă cum veți răspunde la judecata celui sfânt, voi tați și mame credincioase, copiii voștri unde sunt? Rugați-vă plângând, chemați-i, să nu-i lăsați până la mormânt, să nu stați până când și fiii vedea veți lângă voi că sunt. Trebuie să aducem copiii la Sfânta Biserică, trebuie să-i instruim și în casele noastre, în cele duhovnicești, în cele ale credinței, pentru că Dumnezeu știe ce Constantin cel Mare, ce întocmai cu apostolii poate să fie unul dintre copiii noștri. De aceea trebuie să-i creștem așa cum se cuvine, în frică de Dumnezeu. Pe de altă parte, spuneam că Sfântul Împărat Constantin cel Mare este mare și întocmai cu apostolii și prin aceea că, părăsind cetatea Romei, cetatea politeistă, păgână a Romei, a zidit cetate nouă închinată lui Dumnezeu pe malul Bosforului, atât din rațiuni politice, pentru că voia să apere frontiera de răsărit, dar mai ales pentru a o rupe
cu vechea credință politeistă și a întemeia o împărăție nouă creștină și a zidit cetatea Constantinopolului pe ruinele vechiului Bizanț, creind atât Imperiul Bizantin, care a avut o existență îndelungată de peste 1100 de ani, cât și cultura bizantină, care are reverberații, răsfrângeri până în ziua de astăzi. I-a pus numele Constantinopol după numele său. Astăzi este Istanbul, nu mai este nici măcar capitală. Turcia are ca și capitală Ankara, dar este o cetate importantă din Turcia, o cetate vizitată de creștini și există acolo întrânsa, zidită atât Biserica Sfinților Apostoli, Ctitoria Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cât mai ales frumoasa Biserică Sfânta Sofia, Ctitoria Împăratului Justinian cel Mare, și care este ca un punct așa de atracție pentru creștinii din toată lumea care doresc să vadă zidirile de pe vremuri ale marilor bazilei creștini. Spuneam că a numit-o Constantinopol după numele său. Astăzi se cheamă Istanbul. Fac aici o paranteză. Știe careva dintre dumneavoastră de ce se numește Istanbul? Romanii spuneau cetății eterne, adică Romei, nu îi spuneau Roma, îi spuneau in urbs, adică în cetate. Erau locuitori în cetate. Sau dacă mergeau la Roma, mergeau în cetate, in urbs. Când Imperiul s-a mutat cu centru spiritual la Constantinopol, nici grecii n-au spus că merg în Constantinopol, ci au spus Istinpolin, adică în cetate. Turcii, după ce au cucerit cetatea Constantinopolului și au pus stăpânire pe dânsa și au păstrat denumirea, dar în modul în care au înțeles-o ei și n-au putut să-i spună Istinpolin, ci au spus Istanbul. Și astfel se numește Istanbul până în ziua de astăzi. Dar ea este cetatea vestită a marelui împărat Constantin, ctitoria sa, și prin trânsa s-a pus temelia împărăției creștine, bizantine, cu centru spiritual la Constantinopol, unde până în ziua de astăzi rezidă primul între egale, adică patriarhul ecumenic, patriarhul care este mai mare între frații săi patriarhi ai națiunilor ortodoxe din toată lumea, rezidă în cetatea Constantinopolului. De asemenea, împăratul Constantin, ca semn al prețuirii sale pentru episcopii ortodoxi din toată lumea, pentru că pe vremea aceea biserica era una și nedespărțită, a lăsat ca mângâiere episcopului Romei tocmai palatul său, Palatul Lateran, care până în ziua de astăzi este centrul sau simbolul puterii episcopale, papale în Occident. Palatul Lateran, care aparținând cândva împăratului Constantin cel Mare, a fost lăsat drept ofrandă episcopului ortodox de pe vremea aceea al Romei și el este preluat din generație în generație de cei de pontifii de la Roma. Împărăția întemeiată de Constantin cel Mare la Bizanț, la Constantinopol, a fost ca un centru de răspândire a credinței ortodoxe în întreaga zonă a Balcanilor, ba chiar în toată lumea cunoscută pe vremea aceea. De aceea și noi, dacă suntem popor creștin ortodox, datorăm credința noastră atât Sfântului Apostol Andrei, care a propovăduit în Sciția Minor, cât și, desigur, misionarilor veniți de la Bizanț, care au creștinat populația de aici, și care au răspândit credința ortodoxă în lumea cunoscută de pe vremea aceea. Așadar, suntem recunoscători împăratului Constantin cel Mare pentru ceea ce a făcut pentru noi, întemeind cetatea Romei și trimițând misionari la popoarele învecinate. Suntem ortodoxi, creștini ortodoxi și datorită marelui împărat Constantin. Cel de-al treilea aspect care trebuie scos în evidență din activitatea Sfântului Constantin și pentru care este numit întocmai cu apostolii, a fost și acela că, văzând tulburarea în biserică, a adunat vestitul sinod de la Nicea, sinodul întâi ecumenic, care a condamnat erezia lui Ari, despre care nu mai facem vorbire acum, pentru că frățiile voastre cunoașteți ce a fost greșit în învățătura lui Ari și cum a fost acesta condamnat la sinodul întâi ecumenic, la care a participat și Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Spiridon și un episcop
Teofil al Goției, de pe, din zona noastră, să spunem, și un episcop scit, din Sciția Minor, probabil, care a semnat actele la acest sinod, fiind unul dintre cei 318 episcopi participanți la sinod. Însuși împăratul Constantin cel Mare s-a socotit și s-a semnat acolo în actele sinodului ca episcop, dar nu ca episcop hirotonit, ci ca supraveghetor, ca episcop pentru treburile din afară, semnează el împăratul și este cel care a deschis sinodul și care a purtat grijă ca toate cele cuvenite la o astfel de adunare de 318 părinți împreună cu delegații lor să nu lipsească nimic și toate să meargă în bună rânduială. Așadar, grija lui mare pentru Sfânta Biserică s-a concretizat și prin convocarea acestui sinod întâi ecumenic care să pună pace în biserică. Spre sfârșitul vieții, spuneam, împăratul Constantin cel Mare s-a botezat. Era o practică pe vremea aceea ca oamenii să se boteze atunci când devin adulți, să fie responsabili. În secolul de aur, în secolul al IV-lea în care Constantin cel Mare a trăit, au trăit și sfinții Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Ioan Gură de Aur. Și învață Sfântul Ioan Gură de Aur că pentru a nu lipsi pe cineva de împărăția cerurilor, omul trebuie să fie botezat din fragedă pruncie și să crească în frică de Dumnezeu încă din fragedă pruncie. Copilul trebuie botezat imediat după ce se naște, la câteva zile după naștere, pentru ca să crească frumos în Hristos și în biserică. Practica cu botezarea adulților o înțelegem pentru că așa era atunci, erau foarte multe persoane adulte care au catehizate și veneau de la păgânism la creștinism în vremea aceea, însă imediat s-a renunțat la practica aceasta de a boteza omul doar când este adult și prin învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, prin învățătura Sfinților Părinți, ca să nu-și facă loc răutatea în chipul tânărului, spune, să fie botezat și crescut și educat de mic în credința creștină și să aibă și acces la împărăția lui Dumnezeu, pentru că spune Sfânta Scriptură, dacă cineva nu se va naște din apă și din Duh, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. De aceea este necesar să fie botezat pruncul și de aceea și noi ne aducem pruncii să fie botezați. Împăratul Constantin cel Mare însă s-a botezat la sfârșitul vieții lui după ce și-a fundamentat bine învățătura creștină și poate și dintr-un anumit raționament de ordin practic, pentru că știm cu toții că taina botezului iartă toate păcatele pe care le-a săvârșit omul în decursul timpului. Și poate că a amânat acest moment și din acest punct de vedere ca să-i se ierte tot ceea ce va fi greșit ca om, pentru că fiecare om purtător de trup și viețuitor în lume greșește, oricât de sfântă și-ar dori el să fie viața lui, oricum greșește, și din punctul acesta de vedere, dar pe de altă parte, fiind conducătorul unui imperiu care încă nu era creștin, deși el dăduse libertate creștinismului, erau foarte mulți păgâni în lumea romană de atunci, și pentru a nu-i ofensa pe ceilalți concetățeni, să spunem, a ales momentul acesta al botezării sale spre sfârșitul vieții, lucru petrecut în luna lui mai a anului 337. Îi suntem așadar recunoscători Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cel întocmai cu apostolii. Și întocmai cu apostolii este și Sfânta sa Maică, pentru că și ea a făcut același lucru de apostolat, sprijinind răspândirea credinței creștine în toată lumea cunoscută de atunci și cea care a inițiat, dacă vreți, pelerinajele acestea la Ierusalim, atât de prețuite astăzi de către frățiile voastre, pentru că mulți căutați să ajungeți la locurile sfinte, călcând pe urmele sfinților ce au mers înaintea noastră și au văzut locurile pe unde au trecut pașii Mântuitorului Hristos. Împărăteasa Elena este cea care, mergând la Ierusalim în pelerinaj împreună cu suita sa, a descoperit în chip minunat, tot prin descoperire dumnezeiască, Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos și este cea care a inițiat și construcția măreților biserici, printre care vă spuneam Biserica Anastase sau Învierea de la Ierusalim, sfințită cu mare fast la data de 14 septembrie anului 335. Împărăteasa Elena este o mamă creștină veritabilă
și este un model de mamă creștină pentru fiecare dintre dumneavoastră, mai ales pentru doamnele, să spunem, ce sunt de față și a tuturor doamnelor ortodoxe, pentru că ea ne arată modul în care trebuie noi să lucrăm pentru mântuirea sufletului nostru, educându-ne copiii, crescându-i în frică de Dumnezeu și ținându-i aproape de biserică, pe de o parte, iar pe de altă parte și fiind jertfelnici și jertfelnice în cele ce privește lucrările de edificare a unei construcții sfinte, a unui locaș sfânt, a unor edificii bisericești pe care trebuie să le susținem, așa cum împărăteasa Elena a făcut. Din puținul nostru, că niciuna dintre dumneavoastră nu poate să fie asemenea sfinte împărăteasa Elena, să aibă la dispoziție mijloace materiale pe care le-a avut împărăteasa de a făcut acele biserici minunate. Dar părticica noastră, puținul nostru pe care îl avem și îl chivernisim așa cum se cuvine, aducându-l la biserică atunci când este nevoie și se construiește ceva, când se face o lucrare importantă, ne face părtaș la răsplata din cununa Sfintei Împărătese Elena, care a primit cunună de la Dumnezeu și a fost socotită în calendar reținută de memoria bisericii ca întocmai cu apostolii, prin ceea ce a făcut ea minunat. De aceea și dumneavoastră primiți acest exemplu prin Sfânta Împărăteasă Elena, să fiți credincioase, bune, devotate bisericii și jertfitoare. Iubiți credincioși și credincioase, la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, urăm tuturor celor prezenți la Sfânta Biserică și tuturor creștinilor ortodoxi de pretutindeni, în special celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, dar desigur și tuturor celorlalți credincioși ortodoxi care au vocație de ctitor, de voievozi, cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin faptul de a ctitori bisericii, avem vocația aceasta de voievozi, suntem neam de voievozi. Urăm tuturor așadar sănătate și zile îndelungate, credință puternică și din suflet împreună cu Părintele Florin și cu părinții de pretutindeni vă urăm un sincer și frumos la mulți ani. Să trăiți într-un mulți ani, să fiți sănătoși, bucurie și binecuvântare. Hristos a înviat. Amin.